direcție. Deci drumul ăsta este drum județean. Ăsta e drum județean, da. De la primăria de la Cernișoara? De la primărie, mai din... Da, dar acum noi am pornit, suntem de la primăria Cernișoara, mai spre ce localitate acolo? Mădulari. Spre Mădulari. Mădulară Bârșie. Este drumul județean care leagă... Și este un drum... Uite cum care asfalt. Betonat, asfaltat. Care este bun și nu are niciun problemă, dar așa? Acum ca să facă campanie, o să vezi ce a făcut peste drumul, peste ăsta. Și mai sunt acolo mașinile acum? Sunt acolo, păi se vede acum asfaltul care... Da. Deci lucrări care nu necesită reparații urgente, le pun la priorități în loc să facă ceea ce... O să vezi. Dar cine acolo a pus primăria, Cernișoara? La priorități? Ei zic că sunt, e Consiliul Județean, dar Consiliul Județean e cu PSD-ul lor. Am înțeles. Și să arătăm cum e cu faza cu drumul. Da, drumul se vede. De ce? Ce are drumul ăsta? E perfect drumul ăsta. Asta are o jumătate de metru de beton. Are. Uite, acum ne apropiem de... De ce a putut să facă ca să cheltuiască și banii aiurea pe un moduc? Pentru că la Costi Topogan, cum îi zic eu așa la Consiliul Județean, numai asfalt știe, frate. Deci astea sunt de aici și topoganul de la Călimăriști. De aici asfalt, pentru că mai la deasă primarul și se nu mai scânțe ce are. De ce am fânt, ți-a uitat drumul lung. Și aici a turnat asfalt. A turnat asfalt. Acum prima impresie e bună. Deci mergi mai bine decât pe partea altă. Da, dar nu era atât de necesar să facă pe ăsta în loc să facă drumul care urmează acum să-l urmăm. Deci și care merge cam bani. Deci l-a făcut pe ăsta că e mai ușor. Ușor și aici era. Da. Ei, dragilor, ați văzut cum de... Dacă nu știm să spunem. Deci, drumul care l-a filmat era bine. Se putea circula, nu e problemă. S-a pus un covor asfaltic ca să-l facă și mai bine, că se vede că e bine să circulă calm. Trebuie să merge cu 50 la oră, că nu, nu? Da, aia, legea ne permite atât, 50. Noi nu filmăm cât avem pe bord. Așa? Ne vede lumea că circulăm cu 60. Nu, avem 52. Da. Așa, dar sunt alte drumuri care era mai bine să se ocupe de acel drum. Stai că ne și opriți. Da. A dat în stație. Stația fiind telefon... credeam că are și stație. Credeam că e cu telefonul propriu și pentru personal. Pentru că acolo, după curbă, stă domnul primar. Așa. Se presupune că și asta ar fi una din cauze. Domnul primar... A fost rezonabil. A știut bine să gestioneze situația. Avea hârtiile pregătite, subliniate, studiate, deci în mare cred că opa, și este gras. Ia să opriți să vedem cât e de gros. Aici la primar cred că e mai gros decât a? Aici, aia e casa lui primarul, aia care asta e alb? Asta cu alb, cu dreptele alea. Deci aici așa de primarul. Aici așa de primarul. Păi, da, oricum. E treaba noastră. Nu e treaba noastră. Asfaltul va fi până când se termină la primar aici. Și pe urmă, unde e mașina aia mai în față? Așa, deci. Noi trebuie să venim să filmăm, dar noi păstrăm filmarea. Și să vedem dacă predicțiile colegului de mașină vor fi adevărate. Termin asfaltul. Deci aici să... Consiliul, deci până aici. Deci a avut dreptate. Uite că e... Și gata. E cu scris. Aici. Și aici, ia uite, bă, ce grup e aici? O să repare aceea. A, repare ca să iau, să nu fie chiar așa brusc. Iar așa dintr-o dată. Iată că avem un prezicător bun aici. Care ne-a solicitat să...
merge la fața locului. Ăsta este tot așa pus de ceva timp în urmă, care deja n-are nici 2 ani, deci 2 ani de zile și în general asfalt. S-a dar tu jos tot așa este beton din acela? Sub asfaltul ăsta? Din câte știu eu, era numai asfalt aici, nu mai știu 100%, dar după cum se vede că e lăsat, aici a fost doar asfalt, cred. Da, deci beton n-avea cum să se lasă. N-avea cum să se lasă, cred. Nu pot să anticipez chiar. Am înțeles. Nu știu. Dar cred că era doar asfalt. Dar ăsta e un drum care leagă și circulă în fiecare zi mașină cu elev și trece dincolo spre Horezu, care duce elevii la liceu. Horezu. Un drum pe care ar fi trebuit să-l facă începând de unde se termină și Consiliul Județean, unde se termină spre Oteșani. Să vedeți acum, acum avem decât o jumătate de kilometru, un kilometru și dăm, intrăm pe... Da, este ieșirea din localitate, oarecum? Da, este și ieșirea. Este în afara localității? Se termină localitatea Cernișoara în câteva sute de metri. Ia uite-ți. Aici a fost o alunecare de teren pe care... O remediat. Va turna cu două asfaltic. Ia primare, după 20 august n-ai mai luat afișul. Păi nu, că ăsta de când e schimbă data, că afișul nu-l mai dă jos. A, nu mai dă jos? Nu. 20 august. Da, ăla e din 20. Hai bă, nea primare, bă, că e făcut să mă părere bună. Aici, să poate. Aici se termină... Aici se termină comuna și comuna. Începe jale. Cernișoare. Și aici ce este? Păi ce, trecem în altă. Ăsta e drum făcut... un an ăsta, asfalt, covor asfaltic pe care deja... Da, pus pe drum direct, pe piatră, că se nu, vede că... Nu știu dacă e de desubt, nu cred că mai e beton. Adică nu, deci, n-a fost betonat deci, ca cel de acolo. Așa, l-a făcut așa de bine încât deja... Ăștia cred că fac o dată la 4 ani, ei sunt... Păi nu, că probabil atâta sunt pe 4 ani. Garanția la la lucrări, da. Că și la pe acolo avem un primar care n-a terminat de pus apa și deja s-a spart țevile. Acum intrăm pe drumul oaselor. Pe drumul care spuneam. Drumul cu deniveluri multiple. Nu era mai necesar drumul ăsta. Drumul ăsta care vedem ce și cum. Da. Dar bine, ăsta e drum județean. Ia uite ce aici. Costi, ia uite tata că te lauzi cu asfaltul. Ia uite ce aici. Păi, ia uite ce aici. Da, măi, ce faci? Leagă. Ia uite ce aici. Ia uite ce. Tâmpuri. Șmăr. Șmăr. Păi, ca să se vadă și la imagine că mergem în barcă. Avem probleme, e viteza legală. Nu se putea încadra pentru că vine, deci n-au anticipat că sunt alegerile în iunie. Nu puteai să termine un drum în, ca să poată să și ia voturi. Da. Uite ce hal poate să fie drum județean. Da, pentru că Costi Topogan nu vadă drumuri pe asfalt, vorbește, atâta, Vâlcea asta nu vadă asfalt, dar și uite, unde trebuie, nu-l pune. Trebuie, Costi, zice lumea, mă, nu zic numai eu, mă, uite, oameni care vor și altceva. Acum ajungem în drumul care este stânga Horezu și dreapta Oteșeni. Da. Suntem în localitatea Oteșeni.
ce e localitatea Odeseani? Da, uite. Iată și dovada că într-adevăr trece transportul școlar. Deci ce frumos. Merge pe să leagă lucrurile. Mergem direct la Vâlcea, nu? Da, da, da. Păi cred că e mai scurt acolo în Păhorezul. Din momentul ăsta. Avem 6 km.